ascultătorii, bună seara la emisiunea Dilemele Zilei. În această seară, o seară specială pentru toată lumea, o seară în care ne bucurăm și noi că suntem români. E adevărat, destul de rar, campioana României, campioana lumii, am putea spune, este numărul 1 mondial, Simona Halep s-a întors acasă. Sigur că sunt momente foarte puține de genul acesta și mai ales în sport apar astfel de momente. N-au venit decât 10.000 de români să o întâmpine pe campionul de la Roland Garros față de ziua de sâmbătă, când se spune 100.000 de persoane au fost în Piața Victoriei din alte motive politice. Iată cum se întâmplă lucrurile. Sigur că era și o chestiune de organizare. Probabil s-au mișcat mai bine cei de la PSD, ALDE și celelalte partide aflate la guvernare. Doi invitați în această seară discutăm despre ce s-a întâmplat în București și cu ce scop și nu numai, și despre teme de interes local cu domnii Gabriel George și Adrian Rovența, PSD și PMP. Bună seara, domnilor! Bună seara, mulțumesc de invitație! Mulțumesc și eu că ați venit la emisiune. Un moment sâmbătă care a fost analizat și întors pe toate părțile de către jurnaliști, de către toată lumea, cine a mers în piață, de ce, cu ce scop, unii au știut, unii n-au știut. Multă lume a ieșit către capitală dinspre țară, s-au adunat acolo, au fost și câteva concluzii. Ce s-a întâmplat, domnule George, ați fost la București, ce ne puteți spune acum la final, după acest weekend? De întâmplat s-a întâmplat ce ne așteptam să întâmple toți, adică să fim foarte mulți. Poate că, de fapt, ne așteptam să fim așa mulți. Piața a fost neîncăpătoare, dumneavoastră spuneați de 100.000 la început, eu vă spun că au fost, cred că, de 3 ori mai mult. Dacă televiziunile care sunt mai puțin prietenoase cu PSD-ul au spus că au fost peste 150.000, vă dați seama că au fost mult mai mulți, dar până la urmă nu asta contează, noi am văzut ce a fost acolo, cred că a fost toată țara. S-au văzut și postările pe Facebook, mesajul a fost clar, am mers să protestăm împotriva abuzurilor, care nu cred că le mai poate nega cineva, abuzurile DNA-ului în special. Nu este normal ca DNA-ul să devină un instrument politic care să răstoarne votul popular. Am protestat pentru drepturile și libertățile individuale, pentru că este normal ca oamenii să se simtă siguri într-o țară, să nu mai fie ascultați la telefoane, să pună toți umărul pentru creșterea nivelului de trai în România, nu unii să muncească și alții să vină să dărâme ce fac alții în spate. Pentru că nu este normal. Ați văzut și dumneavoastră, cel puțin în ultimul timp, câte persoane nevinovate au fost duse prin tribunale, pe la DNA, chiar și prin beci domnesc, vestitul beci domnesc. Și până la urmă s-a dovedit că persoanele respective, și vorbesc de persoane cu funcții înalte în statul român, s-a dovedit că au fost nevinovate și nu este normal, pentru că până la urmă cine-i redă demnitatea acelui om? Pentru asta am fost așa mult la București și dacă este nevoie să ne mai mergem și o să mergem și mai mulți. Și pentru Liviu Dragnea, președintele partidului? Liviu Dragnea este parte din Partidul Social Democrat. Și acest meeting a fost al Partidului Social Democrat, dar nu a fost al lui Liviu Dragnea, al Vioricăi Dăncilă. Deci a fost al Partidului Social Democrat, toți membrii și l-au dorit și nu numai membrii, pentru că au venit foarte mulți oameni, s-au atașat de noi acolo și au protestat împotriva cu noi. Fără să fie membrii PSD? Fără. Aibă legătură cu da. Evenimentul? S-au dorit. Deci primeam telefoane din București și ne întrebau la ce oră ajungem, pentru că vor să vină și ei lângă noi. Cunoștințe. De la Gorj câte persoane au fost până la urmă? Au fost cel puțin 2.000. Deci noi inițial plecasem pe 2.000, dar au venit mult mai mulți, pentru că ne-am trezit cu mai mulți acolo în piață lângă noi, care nu știam noi, cei care coordonam grupurile de persoane respective. Deci eu zic că în jur de 2.500-3.000 au fost din Gorj. Domnule Rovența, de ce s-au strâns PSD-iști în București? Ce au vrut să demonstreze? De ce s-au strâns? Hai de să o luăm prima dată așa. Au fost N cazuri, cum spune domnul George, dar cu mult, mult, mult înainte să fie luați în vizor anumiți politicieni din România,
în cazul de față poate mai mulți de la PSD, dar și de la celelalte partide au fost plimbați pe la DNA și întrebați de instituțiile statului despre anumite suspiciuni pe care le aveau, pe care planau asupra lor. Au fost oameni care au stat în pușcărie câte 10 ani și s-a dovedit că au fost nevinovați. Și atunci PSD nu a organizat nici măcar o conferință de presă, să nu mai zicem un meeting de 100 și ceva, 200 de mii sau cât au zis dânsii că au fost. Ce m-a surprins pe mine foarte mult și se vede că Liviu Dragnea are totuși niște consilieri destul de vicleni, este faptul că au ales o altă culoare decât cea a partidului. Din punctul meu de vedere, ca și cetățean și ca și om care face politică, acel meeting de sâmbătă a fost un meeting politic, în primul rând. Nu poți să susții, adică nu te poți transforma în cetățean demnitar și președinte partid, cum făcea Ponta câteodată, că avea câte o părere pe fiecare funcție sau pe fiecare încadrare juridică, să zicem așa. Nu te poți transforma din liderul celui mai mare partid, cum se spune în România, PSD, în societate civilă. Dânșii au încercat să se transforme, să se erigeze într-o societate civilă alternativă, au strâns acea mulțime de oameni la București și le-au spus că susțin aceste idei pentru că ei se simt lezați de acțiunile unor cazuri puține, din punctul meu de vedere, din justiție, în care au fost abuzați cetățenii ai României, dar totuși erau niște oameni politici. De ce acum și de ce numai de mult? De ce pentru niște plimbări de la DNA și de ce nu pentru niște cetățeni simpli care au făcut ani de pușcărie nevinovați, demonstrați nevinovați? Am avut și aici în Gorj caz, clar, și am mai fost și recompensat cu o sumă infimă, din punctul meu de vedere. Meeting-ul acesta trebuie asociat cu un meeting al PSD, cu o încercare de umanizare a unor lideri și de victimizare, ca să nu zic de umanizare, ci de victimizare. Și sunt sigur că marea majoritate a oamenilor care nu sunt înregimentați politic din România a înțeles că acest meeting a fost totuși o paradă sau un exercițiu de forță al PSD, care, din punctul meu de vedere, la sfârșitul evenimentului a început să pălească. Eu nu țin minte să fi văzut meeting-uri sau întâlniri organizate de un partid sau de un lider politic la care, în timpul discursului cel mai important al președintelui partidului, al organizatorului acelui eveniment, să plece de la acea cuvântare sute și sute de oameni. Nu este părerea mea, există o grămadă de imagini din toate unghiurile, chiar dacă televiziunile celelalte, care sunt pro-PSD, nu au prezentat aceste imagini. Nu au prezentat poate nici celelalte televiziuni, dar transmisiunile live pe Facebook, pentru că, vedeți, acum nu mai putem să credem doar ce ni se spune. Aveam mai multe medii de informare. Celelalte transmisiuni de pe Facebook arătau în timpul discursului lui Liviu Dragnea cum sute de participanți părăseau zona minimului. Ceea ce nu cred că este o notă bună pentru Liviu Dragnea, este chiar grea, să zic. Exact când a început să vorbească? În timpul convorbirii. În timpul discursului. George chiar a fost în piață și ne poate spune ce s-a întâmplat. Nu cred că vedea domnul George în toate colțurile pieței, pe când eu am văzut filmări din toate unghiurile, pe la toate orele. Am fost foarte atent la meeting-ul de sâmbătă, chiar am vrut să văd cum se desfășoară. Nu fac trimitere, e o greșeală cum fac poate alți lideri politici sau anumite televiziuni să se ia de caracterul sau de etnia sau de oamenii care au fost acolo în piață. Sunt oameni, sunt cetățeni ca toți alții. Dacă unii poate au fost păcăliți sau îmbiați să vină acolo cu diverse beneficii, că au fost bani sau mâncare sau alte lucruri, nu este la latitudinea mea să discut. Sunt niște cetățeni care până la urmă au ajuns acolo în piață și au participat la un meeting. Dar
nu ei sunt de vină, sunt de vină cei care îi păcălesc. Au apărut tot felul de clipuri, tot pe internet, cum au fost atrași, cu sume de bani, dar nu e rostul meu să discut. E greșeala lor de cetățeni. Ei se descalifică, iar oamenii pot să tragă singur concluziile. Nu trebuie să le spun eu, oamenilor, ce să creadă despre acei cetățeni. Dar, totuși, să nu uităm, din punctul meu de vedere, a fost un meeting politic în care Liviu Dragnea a încercat să-și arate puterile și, din punctul meu de vedere, nu i-a prea ieșit. Iar faza de final în care se cânta imnul României și vroia să se transforme într-o mare de luminițe, cum a fost acea manifestație în urma ordonanței 13, a pălit efectiv. Cred că nici măcar jumătate, după cum se vede pe imagini, nici măcar jumătate din piață nu mai era prezentă. Deci, la sfârșit, la imnul României, imnul al României, cu care domnul George, eu știu și probabil ați mai participat și noastră la întâlniri de partid la nivel mai înalt, imnul al României cu care începe orice întâlnire. Imnul României se pune la început, nu la sfârșit, domnul George. Dar asta e o greșeală de organizare din partea lor. Detalii care dacă vrei să fii contează sau mai mult sau mai puțin economia. La sfârșitul manifestației au pus imnul României, au încercat să aprindă acele luminițe și după numărul de luminițe era, din punctul meu de vedere, din ce am văzut, live transmis, nu pe poze, live transmis de televiziunea care vă este apropiată, erau maxim jumătate de piață. Deci nu sute de mii. Maxim jumătate. Înainte de a asculta replica domnului George, sunt sigur că are să vă dea o replică. Avem și un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, sunteți în direct. Să trăiți, domnul Mărusă. Să trăiți. Trăiască și invitație. Să trăiți. Domnul Mărusă, era să fac infart, domn. Eu am crezut că am viat Ceaușescu, domn. Așa mascaradă n-am văzut din 89, pe 21 decembrie. O mascaradă, o bătaie de joc. Domnul Dragnea țăpa că securiștiți mafioți, că mâncați șoricul cu Coldea și cu Maior, nu era mafioți. Domnul Măruță, sunteți tânăr și umblați prin oraș, nu mai pot umbla. Întrebați-i pe oamenii ăștia mari care conduc țara acum, cât are un securist pensia și cât am eu care am cărat mii și mii de oameni în spate, pe ceață, pe polei, și scoate la pensie la 45 de ani. Păi dacă a fost mafioți, sunt mafioți, dar ce pensionezi, bă, la 45 de ani? La cine dai, mă, 60-70 de milioane pensie? Dai lui Abraham sute de milioane pensie ca să stea toată seara la televizor să mânce la bomboane umplute? Hă? Asta am văzut, ce am văzut? Au zis, libertate. Păi cine v-a împrit, domnule director? A venit cineva la Minpreș și m-a dat peste mână. Bă, nu faci bine. A venit vreun liberar, vreun țărănism, vreun cineva să vă oprească din munca de zi cu zi. Hai să fim serioși, domnule, că s-a săturat lumea. N-ați văzut câtă prostii mea nu știa ce-i cu ei acolo. Vă bate jos de oameni. I-a luat 200 și cu salvarea. Râs de lume. Domnul Dragnea parcă era adormit. Nu știa ce vorbește. N-am înțeles nimic. Deci ai și o sărăcarte. V-ați bătut jos de România și vă bateți în continuare. Pe ce spune că procurorii sunt mafioți? Hai să sfințăm procuratură, desfințăm tot și justiție și toți. Hai să facem fiecare ce vrea în țara asta. Asta să vrea de la PSD-ul. Să rămână. O seară bună. Domnule George. În primul rând, constat că meeting-ul nostru a fost foarte urmărit. Și de la telespectatorul nostru observ că știa în detaliu tot ce s-a întâmplat acolo, deci a stat cu sufletul la gură să-l urmărească, deci reacția care a avut-o acum nu o cred a fi adevărată. Eu cred că are altă părere, doar că este pusă, spune ce a spus acum. În al doilea rând, îl auzeam pe domnul Rovența că nu sunt foarte mulți care au stat din greșeală prin pușcării și prin astea. Vreau să-i spun că nu trebuie să stea niciunul. Mai bine să stau un vinovat în libertate decât un nevinovat în pușcărie. Da, asta este cam tardiv, au trecut. Eu nu v-am întrebat. Pentru unele cazuri, da, bun. Deci, vă rog. Nu este normal să stea nevinovați, nici măcar în arest, dar aminte în pușcărie. Sunt atâtea cazuri. Uitați ce i s-a întâmplat domnului Greblă, că este de-a nostru de aici. Și în cadă a fost urmărit, în cada din baie. Vi se pare normal? Nu trebuie să protestăm. Știu, partidul dumneavoastră este de acord cu abuzurile acestea. Și al dumneavoastră, și PNL-ul și USR-ul sunt de acord. Sunt destul de acord. Noi nu suntem de acord. Și o să milităm permanent împotriva acestor abuzuri. Nu sunteți de acord pentru când vine vorba de oameni politici. Eu am spus că au fost cetățeni simpli. Dacă din cât am văzut, ați urmărit în detaliu meeting-ul. Era normal să ați văzut că a fost pe scenă... Care e adevărata puterea PSD-ului? Ați văzut că a fost pe scenă și doamna Ararinca?
O cunoașteți, doamna Rarinca? Da, am urmărit. Cred că o cunoaște toată țara. Nu este membru PSD, dar este o victimă a abuzurilor. Deci nu este normal ce s-a întâmplat în țara asta. Nu este normal ca cu ajutorul instituțiilor de forță în această țară să răstorni un vot popular. De asta ne-am strâns acolo și o să ne strângem și mai mult dacă este nevoie, dar sunt convins că nu o să mai fie nevoie să ne strângem. Domnul George, legiferați. Păi cum să legiferăm? George. Uitați-vă ce se întâmplă. Legiferați pentru că, când președintele țării... Ce ați făcut dumneavoastră împotriva doamnei Chioveși a trecut, da? Ce a trecut? A trecut de Curtea Constituțională, deci nu mai aveți nicio opreviște. Păi ce am făcut noi împotriva ei? Ce raportul care s-a făcut, conflictul acesta constituțional, a trecut, treabă, legiferat. Ce treabă are cu legiferarea raportul respectiv? Curtea Constituțională, aveți încredere în ea acum? Domne, ce treabă, ce treabă are legiferarea? Sau nu în Curtea Constituțională? Ce treabă are legiferarea cu raportul împotriva lui Chioveși? Are, ce treabă? Pe ce treabă este foarte simplu, dar zice să vă iau pe partea scurtă. Orice lege pe care o faceți dumneavoastră, la un moment dat o să spuneți, domne, dar va fi contestată de președinte sau de... domnul Rovența, da. Nu mă luați aici de prost. Toate legile au fost întoarse înapoi. Chiar nu vă iau de prost, dar se pare că luați dumneavoastră cetățenii de prost. Pe cine iau, ce a făcut? Pentru că sunteți la guvernare. Legile cele mai importante care au fost trecute de Parlament au fost întoarse de Iohannis înapoi. Ba le contestă la Curtea Constituțională, ba PNL-ul, ba USR-ul, ba PVP-ul. Și trimiteți-le înapoi. Vin înapoi în Parlament. După aceea nu, azi le trimiteți la Veneția. Păi uitați-vă în ce țară trăim, vrem legiferare. Sunteți de acord cu mine că legislația la nivel de țară este sub orice critică? Domnul George, vreau să vă aduc aminte că dumneavoastră ați început direct cu stângul, domnul George. Ați făcut ordonanța aceea care a scos un număr cel puțin egal. Da, domnule, și dacă o să fie nevoie, o să dăm tot ordonanța dacă nu trec legea. Partidului dumneavoastră de sâmbătă, da? Deci, cum să vă spun, prezumția de nevinovăție, între ghilimele, nu prea funcționează la PSD odată ce au vrut să facă o ordonanță dumneavoastră noaptea. Dumneavoastră vă auziți ce spuneți? Noaptea. Au vrut să facă o ordonanță seara, când lumea nu era totuși pregătită pentru așa ceva. Vă auziți ce spuneți cu prezumția de nevinovăție? Da, am spus între ghilimele, domnul George. Păi și care între ghilimele? Că nu trec ghilimele la prezumția de nevinovăție. Nu, cum poate să mai aibă, ca să vă dezvolt, cum poate să aibă un cetățean al României încredere în PSD, dacă PSD a început cu stângul guvernarea România? Au încredere, s-au văzut și la meeting, au încredere. Domnul George, milionul ăla care ni l-ați promis de luni de zile s-a transformat în cât ziceți dumneavoastră? Păi n-are loc un milion acolo. Ziceți dumneavoastră o cifră. Domnule, n-au loc un milion. Puteați să faceți în mai multe orașe, domnul George. Vă învăț eu pe dumneavoastră cum să vă organizați. Aveți, că nu suntem nici noi. Nici noi nu suntem aduși cu eu plătate. Eu cred că nu vă doriți, că atunci nu mai aveți ce să mai ziceți, să ne strângeți. Domnul George, vreau să văd toată puterea PSD-ului, dar se pare că puterea PSD-ului a fost abia la egal cu societatea civilă strânsă în 2-3 zile, în fine, sau după 2-3 zile în București. Da. Nu adusă cu autocare de la sute de kilometri distanță. Azi, nu pregătite în detaliu. Păi, dar de unde nu au venit când s-au strâns? Domnul George, au fost publice, organizarea dumneavoastră. N-au venit când s-au strâns 100.000 sau cât au fost, 60-70.000, 80.000 în iarnă. N-au venit cu trenurile din țară. Domnul George, vă înșelați. Păi eu nu mă înșel. Și dacă au venit pe cheltuială proprie, domnul George. Nu au venit pe cheltuială proprie, toți studenții au avut gratuitate. Și domnul George, n-au fost numai studenți acolo, sau n-au fost, cred că n-au fost nici măcar jumătate studenți acolo. Și ce insinuați acum? N-au fost persoane care au venit? Dumneavoastră spuneți că studenții nu sunt capabili să filtreze ceea ce s-a întâmplat atunci cu ordonanța? Nu, eu vă spuneam, nu am treabă cu asta. Eu vă spuneam că au profitat de gratuitatea de mijloace de transport. Asta vă spuneam. Eu cred că au profitat. Tocmai dăduse guvernul ordonanță de urgență. Era să profite guvernul de atunci de o monstruozitate din punctul meu de domnul vedere, Robinca, prin care modificau legile justiției așa, fără să întrebe pe nimeni și... Deci au multe lucruri. Dumneavoastră treceți prin toate așa fără nicio logică. Nu, în fine, domnul George. Nu vreau să vă contrazic. Da. E părerea dumneavoastră. E părerea mea, da. Corect. Bun. Până la urmă... A fost meeting politic, domnul George, sau nu?
A fost mitingul politic sau? Dacă este organizat de PSD, normal că este miting politic. Și de ce n-ați purtat culorile partidului, domnul George? Dar vă deranjează că am fost îmbrăcați în alb? Nu, v-a fost dumneavoastră frică să le purtați, domnul George. Aoleu! Asta este părerea. Domne, v-a fost frică să le purtați. Hai să nu suntem la emisiune de aberație. Pentru că au fost atât de multe voci împotriva lui Victor Ponta când a făcut acea lansare pe Național Arena. Și toată lumea, când a văzut roșu, toată lumea. Domnul Rovența, dumneavoastră, erau oamenii din România. Erau în semnele partidului acolo. Erau pancarte cu PSD Gorj, PSD Telorman, PSD Vâlcea, PSD Cluj, PSD Timiș. Domnul George, știți care e diferența între mine și dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost acolo, eu am văzut imaginele care le vede orice cetățean la televizor. Așa, și care e mai avantajat? Mai avantajat să vadă exact ce se întâmplă, da. La care vede din toate unghiurile, domnul George, nu din mijloc. Păi. Pentru că dacă te uitai la toate imaginele luate în plan, înspre mulțime, peste tot se vedea o mare albă. A, deci era o mare albă. Deci se vedea o mare albă. Deci de acolo nu că au fost mulți, nu? Dar eu n-am zis că au fost puțini. Am zis eu că am fost puțini. Păi și vă deranjează că era o mare albă? Nu, mă deranjează că nu era o mare roșie, domnul George. Păi o să vină și marea roșie. Păi haideți să vă vedem cu marea roșie. Dar eu cred că consilierii... Trecem prin până în Asia Mică peste marea roșie. Da, mulțumesc pentru lecția de geografie. Am și eu Google Maps. Da. Am fost și pe la școală. Ideea este următoarea. E meeting politic? Asumați-vă semnele partidului, domnul George. Nu v-ați asumat în semnele partidului. Domnule, le-am asumat. Știți nici că, culoarea partidului. Știți că ați încercat totuși să transformați așa chestia asta ca și cum ar eu nu știu ce vă deranjează tot dinspre societatea civilă. Că încercați să păcăliți oamenii. Asta mă deranjează pe mine. Păi cu ce am încercat să păcălim? Așa mi se pare mie că încercați să-i păcăliți ca oamenii să creadă că asta a fost totuși o inițiativă civică și nu a unui partid. Asta ați interpretat-o dumneavoastră. Dacă atât timp cât PSD-ul am voie să am și eu o părere. Aveți voie, dar e bine să aveți păreri de care să nu râdă lumea. Păi dacă dumneavoastră vi se pare amuzantă părerea mea, e părerea dumneavoastră. Poate mi se pare penibilă părerea dumneavoastră. Domnul care a sunat, vi s-a părut că a avut o părere pertinentă? Sau cât de cât? Dumnealui are aceeași părere în fiecare emisiune. Deci nu e ceva nou. Pentru mine, când sunt eu aici. Domnul George, eu îmi dați voie să vă spun punctul că... meu de vedere. Astăzi ați urmărit punctul meu de vedere despre ce se va întâmpla în continuare. Până acum nu v-ați spus punctul de vedere. Păi nu m-ați lăsat să termin. Despre ce se va întâmpla în continuare. Ați văzut ce a spus azi Liviu Dragnea? Că ia în considerare să facă încă o ordonanță? Da, foarte bine. Asta v-am spus și eu acum 5 minute. Vreți să vă spun ce se va întâmpla mai departe? Ce se va întâmpla? Iară voi ieși la stradă. Să fie sănătoși. Și știți ce se va întâmpla și după aceea? O să renunțați la guvernare, domnul Rovența. Că nu mai aveți bani să vă țineți de promisiune din programul acela electoral. Nu vedeți cum vă contraziceți acum un sfert de răspunească de ce nu legiferăm. Păi cum să legiferăm? Singura variantă să legiferăm este prin ordonanță de urgență în momentul ăsta. Pentru că tot ce ajunge la președinte... Ați avut un an la dispoziție, domnul George. Într-un an puteți să faceți lucrurile. Vă promit să continuăm după pauză de publicitate. Oferte imbatabile în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofereastrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar moto unealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la moto uneltele Guardview și motofereastraele pentru elagaj, dar și la motofereastraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motoferăstraiele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Anna Summer Events.
Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale, apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscina copii, piscina adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Am revenit la emisiunea noastră, discutăm și în pauza de publicitate despre ce s-a întâmplat la București și cum influențează acest lucru viețile românilor, cum influențează acest lucru viețile românilor, domnule George. Păi viețile românilor... Ce a transmis PSD românilor? Nu le influențează neapărat meeting-ul. Care vor fi efectele? Sperăm ca în urma meeting-ului totul să intre în normalitate. Să se să fie achitat domnul Dragnea? Sau nu, domnul Măruță. Deci este clar ce ne dorim noi. Și nu numai noi. Întreaga țară. Pentru că eu sunt convins că și din rândurile PNL-ului și din rândurile PMP-ului, care mai sunt, dacă mai sunt, că nu mai prea sunt pe acolo, își doresc să se stopeze abuzurile. Că nu este normal să... Eu v-am mai spus principiul, cel puțin al meu. Mai bine un nevinovat... Da, domnule, de acord cu dumneavoastră. Dar de ce țineți cu Dragnea asta până în pânzele albe? Păi, dar de ce nu țineți? E condamnat. Este o condamnare politică. Cum îl cheamă? De la finanțe. Cine e Teodorovici. Teodorovici. Ce este cu el? N-ar fi bun de președinte la PSD? Dar nu este problema. Avem un președinte, avem pe Liviu Dragnea. Deocamdată. Liviu Dragnea conduce partidul foarte bine. Chiar așa. Deci... Nu m-aș aștepta să apară. Deci m-aș aștepta să apară Ion, asta ar fi lovitura supremă, să apară Ion Iliescu să-și dea demisia din PSD acum. Să spună că că nu se mai poate așa. Este prea comunist partidul ăsta. Poate noastră cu Liviu Dragnea. Nu mai sunt oameni în PSD de valoare, de fără dosare, fără condamnări, fără. Fiecare este la locul lui. Chiar e mai bun chiar decât fiecare om este la locul lui în Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat în oată nu duce lipsă de cadre. Dar în acel moment Liviu Dragnea este președinte de partidul. Un partid întreg face sluj la un... Conduce foarte bine. Ce sluj face? Păi dacă zice Liviu Dragnea, mâine ne reunim la Sofia, toți, 100.000 de PSD, vă duceți acolo? Dacă e o cauză nobilă, ne reunim la Sofia, da. Care este problema? Și organizație caritabilă. Dintr-o asta înseamnă să fii un partid puternic. Când organizezi ceva, organizezi. Fără finanțare externă, cum au fost protestele celelalte. De la Banca Mondială cred că au venit atunci bani, domnul George. Bun, domnule, la noastră n-a ajuns niciunul de la Soros. Ba da, am afară un meleu, e plătit jumate de Soros. Păi bine că recunosc. Da, bine că recunosc, am o mașină de 5.000 de euro, luată second hand. E bine așa, domnul George? Păi mai ce mașină. Deci 2.500 a plătit Soros. Eu am un Logan din 2006. Ca să știți. Nenimerit la noi, tot 2006 și mașina mea. Păi se încadrează la... La Rabla. Păi și am să-l cădrez tot la Rabla. Să luați cuponul. Nu duceți mie grijă. Nu mă duc. Vă spus așa cu banii de la Soros. Dar sunt povești. Mai bine spus, conduc un Logan din 2006, că nu este al meu. Deci,
ca să nu se interpreteze după aceea. Să nu apare în declarație? Da, da, da. Mașina de serviciu sau cum? Nu, nu, nu. Este în familie, dar nu... De la soacră, am înțeles, nu? Da. Sau îmi poartă unii de grijă până îl repar. Ce urmează? Al doilea meeting va fi unul și mai mare, spunea Liviu Dragnea, în altă parte, unde e mai mult loc. Da. Și vor fi și mai mulți români, dacă... Dacă, dacă nu... Dacă președintele... Eu sunt convins că nu o să mai fie nevoie de un... Președintele o va demite pe condusa Chioveșii și... Va fi de acord cu modificarea legilor justiției. Păi, legile justiției sunt modificate, doar că președintele trăgânează. Trăgânează promulgarea lor. Asta zic că va fi de acord. Nu este normal să se, într-o țară civilizată, să nu ții cont de prevederile constituționale. Este legea fundamentală în baza căreia, cum să spun eu, se judecă în țara asta. Nu este normal să curtea constituțională să spună ceva și tu să nu fii de acord. Ne facem de râs în toată lumea asta. Deci când 7.300.000 de români au votat pentru demiterea lui Băsescu, ce a spus Curtea Constituțională la vremea respectivă a fost fânt. Atunci n-a mai fost nimic. Dar am acceptat. Am mai votat și pentru reducerea numărului parlamentar. Domnii de la PSD vor să elimine una dintre forțele acelea care împreună fac puterile din stat. Vor să elimine pe una dintre ele, adică una dintre ele să fie subjugată de celălalt. Pe care să elimine? Care putere să elimine? Păi una mai e. Parlamentul e al majorității, guvernul majorității, mai e puterea judecătorească. Păi și ce avem noi cu puterea judecătorească? Uite că dumneavoastră vreți să schimbe ministrul care este numit politic, da? Ce să schimbe procurorii când ce vrea el. Ce treabă are, domne, procurorul cu puterea judecătorească? Păi judecătorul pe ce judecă domnul George? Dar ce treabă? Eu nu pe probe. Cineva nu orchestrează dosarul acela, domnul George. Ce treabă avem noi cu puterea? Păi dacă, domnul George, dumneavoastră, dacă aveți putere asupra celui care... Ce treabă are procurorul cu puterea judecătorească? Ce legătură are? Domnul George, vă pun o întrebare simplă. Care este rolul unui procuror într-un proces? Reprezintă statul român, da? Nu, domnul George. Dar ce face? Apără legea. Da. Sunteți convins? Da, sunt foarte convins. Păi, apără legea. Domne, nu mai fiți convins că susțineți aberații. Nu susțineți dumneavoastră aberații. Domne, procurorul, statul român, procurorul reprezintă statul român, dacă n-ați învățat până acum. Asta e o greșeală. Legea o reprezintă judecătorul. Domnul. Da? Apără legea o apără judecătorul. Procurorul este avocatul statului român. Păi, și ce face avocatul statului, domnul? Apără spiritul legii, domnul George. Aia face procurorul. Ce face? Procurorul trebuie să prezinte judecătorului, este obligat să prezinte și domnul faptele Roveța incriminatoare și dovezile, dar domne, și cele care îl absolvă pe vinovat. Să știți treaba asta. Să nu credeți că procurorul, eu vă spun că așa păi este. Păi dumneavoastră credeți că statul român permite... Și asta știți ce înseamnă? Să apere spiritul legii. Să se facă probe false. Să se fabrice probe false? Nu, nici măcar prin omisiune, nici măcar prin eroare. Așa. Procurorul nu trebuie să nu bage în seamă dovezile care sunt absolvitoare pentru cel care este inculpat. El trebuie să prezinte toate probele. Păi și cele bune, și alea care sunt în favoare. Deci domnul George, procurorul trebuie să prezinte și probele în favoarea și în defavoarea celui domnul care este infirmit. Domnul, eu vorbesc de probele care le fabrică procurorul. Procurorul vine cu dovezi toate, pentru demonstrarea infracțiunilor, a faptelor. Și era de fabrică? Păi cer o stare să demonstreze că e nevinovat procurorul. Dumneavoastră vă legați de câteva cazuri pe care încercați să le generalizați. Când vă aud, pe care încercați să le generalizați. Păi, dar nu când vedeți că sunteți așa picați în... Păi cum adică, domnul George? Domne, cum adică, domnul George? Dacă îmi prezentați patru politicieni, dacă îmi prezentați 4, 5, 10, 15, 20 de politicieni, așa, că au fost duși la DNA și că nu... Pe probe false. Da, vă spun îmi spuneți acum, vă că spun... toți procurorii trebuie subjugați pe ministrul justiției? Toți? Câți procurori sunt, domnul George? Domne, Constituția ce spune? Ce spune Constituția? În ce sens? În subordinea cui? Legat de Ministerul Public. Vedeți că sunt două articole la Constituție. Domnule, este 134 și 136. Și la 136 știți ce spune? Că, virgulă, Consiliul Superior al Magistraturii este cel care analizează activitatea procurorilor.
Asta scrie în Constituție. La 136. Până găsiți Constituția, la 134 spune că procurorul își desfășoară activitatea. Mai luăm un telefon până găsiți. E în Constituție prevăzută, reglementată activitatea Ministerului Public. Eu cred că am citit. Bună seara, mașină. Bună seara, poate îngeți în Curtea Constituțională. Bună seara, stați să ne înțelegem cu telespectatorul nostru. Bună seara. Bună seara, dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Aș avea și o întrebare pentru domnul George. După aparențele de astăzi, care au ieșit în spațiul public, ce părere aveți, domnul George, cu evenimentul care l-ați avut ieri la București? Sunteți o rușine a întregii țări? Să luați elevi de la școli și să-i plătiți cu 50 de lei și un sandwich? Să luați bătrânii care au declarat că li se taie socialul? Nu este adevărat. Susținem niște minciuni. Au declarat în spațiu, ascultați-mă, au sunt persoane care au fost plătite de, de cei ca dumneavoastră. Nu ziceți de justiție. În interiorul mitingului, domnul George. Dumneavoastră, deci erau numai hashtag-uri acolo. De ce nu ați respectat Constituția țării când am respectat. S-a dat pentru 300 de parlamentari și acum sunteți 600? Dumneavoastră, de ce nu respectați legea? Nu sunt 600, dumneavoastră, PSD-ul. În general, și toate partidele, să știți, și toate partidele, dar în general, dumneavoastră PSD-ul, ați distrus țara, dumneavoastră gorjenii care reprezentați, că dumneavoastră ziceți că reprezentați Gorjul, sunteți o rușine, sunteți o rușine pentru Gorjul ăsta, ați făcut din Gorjul ăsta ce ați vrut voi, ați furat, ați dărâmat țara, ați băgat bani în buzunar, ați cumpărat toată Dunărea, domnul George. Toate Dunărea ați cumpărat-o, să vă fie rușine că faceți. Domnul telespectator, sunteți membru... De la Pădurea Neagră până la Solina e toată Dunărea PSD-ului. Stați să lămurim. Sunteți membru în vreun partid politic? Nu sunt și nici nu voi face și spun că toți sunteți o apă și un pământ, dar nu mai ieșiți și spuneți de justiție, că nici dumneavoastră n-ați respectat. Aveți în fruntea țării un penal, domnule, un penal, acela este un penal care vă conduce. Vedeți că v-a crescut nasul. Sau ăla nu este penal. Este om cinstit, Dragnea, este un penal care vă conduce. Dacă ați avea un alt om cinstit, deja v-am spus, nu fac parte, nu sunt membru niciun fel de partid, dar dumneavoastră... Eu nu vă cred că nu sunteți membru de partid. L-ați făcut și vă faceți în continuare de râs. Eu nu vă cred că dumneavoastră nu sunteți membru de partid. Cu banii ăștia care i-ați cheltuit la nivel de țară, putea să faceți multe, multe lucruri. Care bani, de care bani vă, la care bani vă referiți? Pentru aiurea la unui... La care bani vă referiți? Da, la care bani vă referiți? Ce bani? Care ați împrumutat, domnule? Banii care i-ați cheltuit ieri, banii care i-ați cheltuit. Nu s-au cheltuit banii în banii țării. Cine plătește PSD? Sunt banii de la, de la organizații? Exact. Și cine a venit personal la plătit? Cine personal, ăștia, nu spune s-au dat bani la oameni. Să-mi arate mie o persoană care a primit bani. Vedeți o anchetă. Și de unde este? De la cine a primit? Sunt bani de la cine? De la dumneavoastră? De la unde lucrați? Poftim? De la Minprest? O să vedeți în urma anchetelor, așa că o să vedeți că sunt bani care ați comandat autocare și de la CEO și de la Minprest și tot ați plătit. Aveți dumneavoastră dovezi, domnul Trestel. Dumneavoastră, dumneavoastră, să țineți aberații. Referitor la angajați de la Minprest, da, au fost acolo. Vă spun eu că au fost pentru că m-am întâlnit cu ei în piață. Da, v-ați întâlnit cu ei la autocar, domnul George, nu în piață. La autocar în piață, pentru că au venit, sunt membri, sunt mulți membri de parte. Sunteți din Rovinari, cumva? Da, n-am mai răspuns la întrebarea asta. Aberații, n-a dat nimeni bani la nimeni. Deci, domnul George, eu vă recomand să deci, citiți și de organizatorii sau domnul Rovența. Da, că tot a spus. Acum nu știm cine sună. Nu, nu are nicio legătură. Nu și-a spus numele. A sunat omul și a spus. De duc ar fi cineva din Rovinari. Și după două articole, domnul George. Și după aceea să vă contrazic. Este păcat că nu... Este păcat, nu faceți o trimitere că sunt eu bun, că sunt eu bun de Curtea Constituțională, că eu sunt inginer de la SRB, domnul George, da? Pentru cariera dumneavoastră, dar că eu, nu află ca și dumneavoastră, că ca și dumneavoastră știu să citesc din Constituție niște articole de lege și să văd cine are și ce atribuție. Dacă e să facem trimiterea Constituției. Am fost o curiozitate la Curtea Constituțională a spus că referendumul respectiv pentru demiterea lui Băsescu. Deci Curtea Constituțională vorbește după altă Constituție decât aia care am citit-o eu? Stați un pic. Păi, dar nu dumneavoastră vorbiți după altă Constituție decât aia pe care o interpretează Curtea Constituțională. Haideți să citim, domnule. Deci, dumneavoastră puteți să citiți, dar trebuie să și interpretați, aia e problema. Păi, dar nu, că scrie clar, domnul George, nu-i vorbim. Ia spuneți ce scrie acolo.
Până terminați dumneavoastră, eu uitați că până găsesc articolul, spune și aveți răspuns. Păi nu spuneți-l. Uite, așteptăm să vedem ce spune, ca să-l comentăm după aceea. Da, domnule, puțin, că sunt cu conexiunea celulară. Ideea este în felul următor, domnul George. Dacă trimiteți în derizoriu faptul că eu am citit... Nu trimite în derizoriu, dar este păcat că Curtea Constituțională nu beneficiază de serviciile dumneavoastră. Pentru că poate, dar mai greșit dacă ar fi greșit, eu zic că n-au greșit. Eu cred că și dumneavoastră poate ați fi că... foarte bun la Ministerul Energiei. Asta e altceva, da. Nu are treabă cu legea fundamentală la Ministerul Energiei. Da. Știi cum, știți cum după legea fundamentală ne ghidăm? De curiozitate, știți pe ce sunt bazate toate legile din România, domnul George? Pe ce sunt? Nu știu, spune dumneavoastră că... Constituție, domnul George. Păi, vedeți? De-aia și zice legea fundamentală. Deci e foarte simplu. Păi da, nu? Păi, vedeți? Da, mă rog, e o situație în care nu se mai găsește Constituția României, deși era reglementată, dacă stăm să ne apucăm acum să căutăm. Era vorba de Ministerul Public. Căutăm o primă emisiune și căutăm... Dacă punem și o reluare, dacă ați găsit-o. Până găsiți articolele... Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește rolul de instanță de judecată prin secțiile sale în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor. Da. Mai citesc mai departe? Păi, dar și ce trebuie? Mai citesc mai departe, domnul George. Dar ce relevanță are asta? Mai citesc mai departe. Domnule, ce relevanță are? Deci, vă mai citesc încă o dată. Așa. Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește rolul de instanță de judecată prin secțiile sale în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. Da, și ți-a zis cineva... Mai discutăm de aici? A zis... Vă mai citesc o dată, domnul George? A zis cineva... De câte ori trebuie să spuneți în subordinea cui sunt procurorii. Subordinea de mijlocită. Domnul George, nu, se pare că n-ați înțeles. Păi, vă mai citesc o dată. Dumneavoastră... Îndeplinește rolul de instanță de judecată. Adică comisia disciplinară, aia vrea să spună. Consiliul Superior al Magistraturii. Rolul de instanță de judecată. Domnul Rovența. Instanța de judecată ce dă, domnul George? Domnul Rovența. O sentință, domnul George. Dumneavoastră ați coordonat activitatea... Dă o sentință, sau nu? Ascultați-mă pe mine. Ați oprit-vă odată. Domnul, nu aveți contractul. Opriți-vă că am găsit articolul. Articolul 131, exact, ne lămurește pe toți. Știam că e legat de Ministerul Public, 131. În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete în condițiile legii. Așa? Și ne spune de Ministerul Justiției? Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, conduc supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare în condițiile legii. Nu, domnul, și mai spune acolo că procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității și imparțialității și al controlului ierarhic sub autoritatea Ministrului Justiției. Sub autoritatea? Ministrul Justiției. Dar cine ia decizia asupra lor, domnul George? Păi dacă sunt CSM-ul, sub... CSM-ul, domnul George. CSM-ul îi judecă, disciplinar, domnule, nu faci diferența între autoritate și cercetare disciplinar. Păi dar nu a fost o abatere disciplinară cea pe care a aclamat-o Ministrul Justiției? Domnule... Nu a fost o abatere, domnul George? Când ești sub autoritatea... Se pare că nu înțelegi stările. Haide să... Păi nu, dumneavoastră nu reușiți să... Atenție! Eu cred că n-are sens. Oamenii care se uită la noi au văzut despre ce e vorba, știu cine dă sentința... Domnul Roventa... Și este de ajuns din punctul meu de vedere. Dumneavoastră, uite să-ți spun ce. CSM 133, articolul 133 din Constituție, CSM este garantul independenței justiției. Da. Și am citit din 134, care este următorul, și spune că CSM-ul este cel care dă sentința, adică domne, ce se întâmplă? Orice organizație este un organism care face cercetare disciplinară. Și atunci cum putea? Păi dacă CSM-ul a dat aviz negativ, domnul George. CSM-ul nu are competența să-i retragă, are domnul și competența George, asta, are și competența asta. Dar ce vă citi aici? George, stați așa. Da. De ce trebuie schimbată doamna Chioveși de la DNA? Păi, dar a fost destul de clar raportul făcut de către Ministrul Justiției. Nu, vă întreb pe dumneavoastră. Nu. Păi, în primul rând, s-o luăm cu sau comisar. Ploiești. Ce s-a întâmplat, da. Cu parchetul de la Ploiești sau ce este acolo. Cu DNA-ul de la Ploiești. Știți bine ce s-a întâmplat pe acolo, cu probe contrafăcute. Deci, doamna Chioveșia este implicată în conceperea de dosare politice? Da. Este. Domnul, dar...
Dovada este înregistrată respectivă, când au spus dovada, că se întrebă în dosarul până ajungem la prim-ministru. Domnul George, deci, dovada. Domnule, a găsit-o. Nu reprezintă dovadă. Bine. O înregistrare se poate, se poate manipula în orice sens și fel. Dovada. Da, dar dovada bine, când ia bine, când dă o dispoziție. Inspecția judiciară, nu așa. Am mai zis cineva da? Dovada și am împușcat-o. Da. În ziua respectivă. Inspecția judiciară, știți, în raportul care l-a făcut, a spus că acolo încă Chioveși a avut probleme. Și au dispărut filele din dosarul respectiv. Deci dispare doamna Chioveși de la DNA. Nu? Da? Nu sunteți cu asta, nici cu asta de acord. Și vine un procuror șef care e independent sau subordonat politic PSD-ului. Domnul George, vine un favorabil PSD-ului sau nu? Fost... Domnul George, da. Eu v-am spus despre cine, ce și cum. Acum vă spun și care așa? Este părerea mea despre Chioveși. Trebuia ea să-și dea demisia. Ea trebuia să-și dea demisia. Păi de ce să-și dea? Înainte, așa. Pentru tot scandalul ăsta, că anumiți procurori din subordinea ei au făcut anumite greșeli grave într-o țară civilizată, Chioveși trebuia să-și dea ea demisia. Da? Dacă suntem, dacă vrem să ne considerăm o țară civilizată, dar cât despre cine ia decizia să o, să o înlăture, eu v-am citit din Constituție. Asta este ce am vrut eu să spun. Deci, nu sunt de acord cu Chioveși. Dacă era un om din Constituție, cine face cercetarea exact. Disciplinară a procurorilor? Cine dă sentința, nu? Cine face cercetarea? Păi cine, face, sentința? Cine face cercetarea? Sentința. Știți cine, ce înseamnă sentința? Domne, cine face cercetarea, face, dă și sentința. Nu e normal. Păi și atunci de ce a dat-o domnul? De ce a dat-o? Păi da, ministrul justiției a făcut cercetare disciplinară. Păi da, scrie. Cum nu? A făcut cercetare disciplinară? Cum? Păi dacă el a prezentat motivele pentru care a prezentat toate. Dumneata nu faci diferența între cercetare disciplinară și o sentință și o solicitare de revocare în baza anumitor cauze. Deci o amețire de o nebunie, domnul George. Păi nu amețire, da. Ministrul justiției a solicitat revocarea. Deci când păi, pentru ce? Există pentru sentință ce? În care solicită deci, nu, că, domne, nu că a făcut. Ați auzit dumneavoastră vreodată vreo sentință prin care solicită revocarea? Cine? Deci ministrul a cerut revocarea pentru că conduța Chioveși n-a manageria corect, da? Păi dar nu era rolul lui să facă că n-a manageria corect cum? Ce a făcut? Păi dar nu știți raportul cu câte puncte? 21 sau 22 de puncte? Mai țineți minte pe ăla? Mai ziceți-mi două dintre ele care le considerați dumneavoastră mai importante. A fost cu decapatul, cu ce s-a întâmplat la Ploiești, au fost multe. Dosare cu probe contrafăcute, au fost multe. Bun. Da, bun, vi l-am spus, da. Și era la latitudinea lui să dea sentința de finală? Chiar? A, deci nu trebuie. Domne... A, el n-a dat sentință. El a făcut o recomandare, dar recomandarea e obligatorie. Păi de când Constituția. Dar de când recomandarea în țara asta? Aia spune Constituția și asta au spus și cei de la Curtea Constituțională. Asta e ce au spus cei de la Curtea Constituțională. Constituția, după cum vă spune altceva. Și după ce spun cei de la Curtea Constituțională ceva, mai rămâne loc de comentarii? Nu, nici nu mă mai complic. Deci nu mă mai complic. Chiar nu mă complic. Eu citit din Constituție, cei care au ascultat, eu cred că au înțeles. Vă spus și care e părerea mea personală despre Chioveși, dar în toată povestea asta eu simt că PSD încearcă... Păi, dar e bine să fiți consecvent, că nu prea sunt consecvent, domnule. Domnul George, se pare că nu mă înțelegeți. Păi deloc, deloc nu vă înțeleg. Ceea ce este scris în Constituție și dar care este... Dar nu vă puneți întrebarea dacă vă înțelege cineva ce spuneți. Da, pe dumneavoastră credeți că v-a înțeles cineva? Sper, nu știu. Păi atunci și eu sper la fel, domnul George. Eu, cred că suntem pe picior de egalitate aici. Nu cred că aveți dumneavoastră mai multe date sau nu mai puțin. Nu vă dați seama când susțineți. Eu am fost consecvent, v-am spus de articolul 134, păi dar nu, acum citit, așa a fost. Da? Despre cine are dreptul să judece. Eu am spus altceva. Așa. Ca procuror general DNA, dacă vrei să păstrezi intactă onoarea instituției și imaginea ei, după problemele care au apărut, îți dai singur demisia. Păi dacă se simte curată, de ce să-și dea demisia? Domnul George, este problema ei. Eu vorbesc de țări civilizate. Ați văzut și dumneavoastră în care Japonia, ministrul transporturilor, pentru 3 minute de întârziere a trenurilor sau 10 minute într-un an, așa, și-a dat demisia. După dumneavoastră considerați eu sper că eu vreau, și trebuie să-și dea demisia. Eu vreau să cred că țara asta poate să fie o țară civilizată. Nu, dar văd că aici sunteți în consens. Eu vă spun părerea mea ca și om. Cum ar fi trebuit să fie? Domnul dar vă spun și cum ar fi trebuit deci să fie? Deci dumneavoastră considerați că Chioveși trebuie să-și dea demisia, da? Deci ministrul justiției a avut dreptate când a solicitat revocarea. Nu.
Că nu era el care trebuia să o solicite, domnul George. Asta este problema. Da, domnul. El și-a ne afundăm într-o treabă tehnică pe care n-au niște, lămurit-o. Niște prerogative pe care nu le avea. Scurci la obiect. Cine a rugat? Cine trebuie să vină la DNA în locul domnului Chiuvi? Că până la urmă cred că va pleca de acolo. Cum de la PSD? Că n-au cum. Păi n-ați văzut că... Procurorul e independent. Dar chiar domnul George, cine credeți că ar trebui să numească procurorul? Nu știu, domnule, nu sunt de specialitate. Păi nu mă interesează, nu un procuror. Partidul. Eu am văzut nu spune partidul. Ministrul Justiției are prerogativele să propună un nume și președintele să numească. În baza Constituției, da? Da. Da. Și am văzut că ați vrea să umblați și la chestia asta. Păi stai, spuneți, dacă vine un procuror care se apucă să facă dosare inclusiv PSD-știlor, va fi schimbat din nou sau cum? Domnul... Nu mai face un raport, domnul Tudorel, și... Deci pe mine nu trebuie pe toți să ia la fel dacă au probleme. Nu mă interesează că face dosare cuiva sau că-i PSD. Iar să fie la comandă politică. Problema este că acel dosar să fie făcut corect. Să nu se mai... DNA-ul să nu mai fie un instrument politic. Aia ne interesează pe noi. În mâna cui este? Păi acum este un instrument PSD-ul politic. PSD-ul e la putere cu ALDE. PNL-ul e în opoziție cu PMP-ul. Mâna opoziției, mâna lui Iohannis. Mâna opoziției, acum, opoziția are putere prin... Deci DNA-ul este instrument politic care lucrează împotriva intereselor României. Da, și Antena 3 este tot un instrument politic. Pot să spun și eu lucrul ăsta, domnul George? Sunteți liberi să spuneți orice. Păi bun, atunci nu spun trage și eu același lucru. Păi și SRI-ul ce rol are în toată... Și ăla e alt instrument politic. Păi da, nu cunoașteți protocoalele. Între SRI și DNA. SRI plus DNA e statul paralel sau cum? Domnul George, știți care dintre ce mă amuză SRI, pe DNA, mine? Între Înalta Curte, Casa Justiției și DNA. Da, știți ce mă amuză? Toate instituțiile de forță au fost protocolare. Știi ce mă amuză pe mine cel mai mult? Că atunci când au fost nu puse... Nu e vorba de normal, e legal. Păi nu e problema, nu e legal. Cel mai amuzant este că atunci când au fost făcute aceste... Așa. Înțelegeri, protocoale. Pacturi, din punctul meu de vedere. Protocoale era Traian Băsescu președinte. Au fost mai multe pacturi. În perioada aceea... Cine era președinte atunci? În ce an? Când s-au făcut protocoalele astea, mai țineți minte? Domnul George, haideți să vă spun, haideți să ajungem... Cum a zis Traian Băsescu, s-a supărat. Cum a zis Traian Băsescu? Că e creatorul statului paralel. Dacă Traian Băsescu a făcut statul paralel, Liviu Dragnea l-a lins. Cuvintele lui Traian Băsescu, am citat pe Traian Băsescu. Nu, eu v-am întrebat altceva. În timp ce protocoalele alea erau făcute, domnul George, așa? Liviu Dragnea se ducea cu oameni din SRI la vilele SRI. Păi dumneavoastră făcea... de unde știți, domne? Cum adică de unde știu, domnul George? Ați fost cu el pe acolo? Domnul George, vedeți că astea sunt lucruri de notorietate. Păi din presă. Astea sunt lucruri de notorietate. Nu l-am auzit niciodată pe Dragnea negând. Păi eu l-am auzit. L-ați auzit unde? Da. Unde? Eu public pe nu l-am auzit. Pe toată mass media l-am auzit. Nu l-am auzit public, domnul George. A negat povestea cu porcul? Cu sacrificarea porcului? A negat în curtea fost. K2? Și la urma urmii. Și dacă ar fi fost, domnule. Era președinte de partid, da? Domnul George, dumneavoastră să vă duceți cu oameni de aici, de la SRI, la vreun chef, la vreun grătar, la ceva? Vă întreb de curiozitate. Eu nu sunt în poziția domnului Dragnea. De exemplu. Nu știu dacă, în primul rând, nu știu dacă a fost, dar... Eu nu mă duc, domnul George. Deci eu, cu nimeni de la SRI? Cred că cunosc din vedere două persoane. Din vedere două persoane. Nici măcar nu știu cum arată șeful SRI. Păi dar nu e treaba mea să știu, domnul George. E cineva mai nou oricum la SRI acum. Păi da... E treaba mea să știu, ca cetățean eu trebuie să mă simt în siguranță, atât, domnul George. Da. Nu trebuie nici măcar să mă intereseze cu ce se ocupă. Ei trebuie să știe cu ce se ocupă. Înseamnă că și la SRI urmează o schimbare de șef. Șeful SRI mă refer de la nivelul local. Nu, la România, Helvig. Stați un pic, că nu Helvig, de când e Helvig s-a cam liniștit treaba la... A, deci e ok cu și Helvig a fost pus de Iohannis, domnul George. De asta zicem da, și care este problema? Da, păi nu, dar mă miră că... Păi domne... Acum nu mai aveți dumneavoastră continuitate, din punctul meu de vedere. Serviciile sunt și de neauă, le conduce Iohannis, dar de când e Helvig nu mai sunt așa de serviciile. Helvig fiind pus de Iohannis direct. Protocoalele, protocoalele au fost semnate pe timpul cât era Băsescu președinte și major. Președintele SRI sau una directorul SRI ce era acolo. Directorul SRI. Așa. Trebuie să și mai luăm. Și Eduard Helvig, directorul SRI, toate acestea s-au retras. Și domnul Maior cine era oare? Nu era nașul domnului Ponta cumva? Ba da. Și nu e ambasadorul României în America? Ba da, dar e pute Iohannis. Păi vedeți? Și Victor Ponta unde a fost președinte? A fost președintele PSD, da. Păi... Eu m-am spus la o emisiune păi pe PSD-ul și ușor s-a cam curățat de oameni care sunt duplicitari. Inclusiv de domnul Ponta. Inclusiv de domnul Ponta. Curățit de domnul Dragnea. Trebuie să mai luăm o pauză, să primim și apă. Ne revedem imediat.
Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Anna Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale, apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. Cu siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici. Și aici. Și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa.
Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piesele schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SCPT&D Simpex SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpex SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpex SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Am revenit la emisiunea noastră, doi invitați, domnii Gabriel Giorgi din partea PSD și Adrian Rovență din partea PMP. Domnule Giorgi, un telespectator a sunat și a vorbit despre, mă rog, a insinuat că Minprest, ce ori fost implicați cu mijloace de transport în povestea de sâmbătă cu transportul oamenilor. Negați categoric ce da, informații categoric. Sau vehicule? Spun, eu personal am întâlnit cu oameni de la Minpres, cu angajați Minpres, care îi știu, am întâlnit în piață cu ei. Au venit personal? Nu știam că o să vină. Nu știu cu ce au venit. Probabil că au venit cu organizația de la Rovina, nu știu. Sau alte organizații, pentru că Minpres are angajați din mai multe zone. Știu că m-am întâlnit cu o angajată care îmi spunea că de ce nu i-am spus că se face. Eu am dat un anunț. Deci am postat pe Facebook faptul că o să se meargă la București. L-am impres, sunt permise activitățile politice, propaganda politică? În timpul serviciului? În timpul serviciului? Nu. Exclus. De asta, dacă v-a zis că nu i-a spus, bănuiesc că trebuia să-i fi spus în afara programului de lucru. Dacă era să spuneți. Dar eu sunt prieten pe Facebook cu foarte mulți angajați. Asta este un mesaj pe rețeaua de socializare. Ne-a mai sunat cineva? Bună seara, vă ascultăm. Domnul Rusă, mă scuzați că mă bag iar în vorbă. N-are nimic. Hai să facem o retrospectivă. Când s-a semnat protocoale cu puterea asta obscură și odioasă, nu cumva era domnul Ponta prim-ministru? Am uitat când piața era invadată de securiști îmbrăcați în ANAF și făcea prăpăt prin piață? Hai să amintim lui domn George, că e gorjan și a văzut-o cu ochii dumneavoastră dacă trece prin piață. Așa. Atunci s-a înființat și când a văzut domnul Ponta și măgări făcea ANAF-ul care era în securitate îmbrăcat, i-a desfințat. Așa. Una la mână. Tot dă cu parul în portocală, în lămâie, în dreapta secundare. Dom'le, oamenii aia au făcut de capul lor, nu cu puși de codruța. Aia au demisionat. Foarte bine. Dar aia sunt în anchetă, să nu mai condamnăm pe nu să termine și cu ei. Că de aia se omoară prezumția. Dar la unii nu-i prezumție, la alții e prezumție. Aia sunt în anchetă, domnule George, sunteți director, doamne, aveți facultate la bază, nu ca mine, 12 clase făcute pe la Bustuchin sau pe la Mama Drag. Nu vorbiți aiurea. Aia sunt în anchetă și nu discutăm de ei, până nu se termină, n-am treabă. Dar de ce numai la proiect? E, uite, a fost dat de cine? De Cosma, care e condamnat, și de Sorosa, care e parlamentar la PSD-ul. Hai să termine treaba. Asta e. Și statul paralel, știi când s-a făcut, domnul George, când a băgat Băsescu pe fraiți în pușcărie. Aveți un frate, dacă erați președinte țării, îl lăsați în pușcărie. O seară bună. Mă rog, telespectatorul insinuează că Traian Băsescu a creat statul paralel și l-a scăpat de sub control. Și astfel fratele a intrat în pușcărie, semn că Traian Băsescu nu avea control asupra ori domnul, știi ce mă uimește pe mine? Da, nu știu, că politicienii toți acum pozează că n-au nicio legătură. Totuși PSD-ul găsește un singur adversar. Se pare că este frică de un singur om politic din România, de Traian Băsescu. Numele lui a fost pronunțat pe scenă chiar de Tăricianu în momentul în care a avut discursul. E singurul om politic
care a reușit să învingă PSD-ul sau cel puțin să țină la ei, pentru că ei sunt foarte bine băgați în toate controlele astea, chiar și ale statului paralel, din punctul meu de vedere, da? Singurul om de care le este frică politic, se pare că e Traian Băsescu. Nu le e frică de Orban, nu le e frică de niciun lider politic din opoziție, doar de Traian Băsescu. Pentru că Traian Băsescu a reușit totuși să pună lucrurile în ordine în țara asta. Iar partea aceea cu 300 de parlamentari, dacă vă aduceți aminte bine, tot de Traian Băsescu a fost propusă. Dar cei de la PNL la momentul respectiv și cu cei de la PSD și-au dorit, bineînțeles, mult mai mulți reprezentanți în Parlament pentru că au anumite datorii politice, ca să spunem așa. Dar de ce nu putem face un Parlament din ăsta mai flexibil, mai micuț, mai... cu 2-3 parlamentari din fiecare zi? Pentru că cele două partide mari, PNL și PSD, au foarte multe datorii morale, să zicem între ghilimele, sau politice, față de membrii de-ai lor din fiecare județ. Și pentru mulți dintre ei este ca un cadou de pensionare. Veți vedea că limita de, de fapt, media de vârstă a parlamentarilor din România este destul de înaintată. E ca un fel de cadou pentru toată activitatea politică care a întreprins-o respectivul care ajunge pe acea poziție la sfârșitul carierei politice, să zicem așa. Ca să prindă o pensie specială. Asta este problema din punctul meu de vedere. Deși România, până la urmă, nu are nevoie de atât de mulți reprezentanți în Parlament. Haideți să luăm județul Gorj. Păi județul Gorj are cât? 7. 5 deputați și 2 senatori. Păi de la 5 deputați și 2 senatori... Putem rămâne cu 2 deputați și un senator. Domnul Oruț, eu n-am văzut nimic până în momentul de față. N-am văzut absolut nimic. Luăm ultimul mandat, nu mă mai uit în urmă. Acum, în ultimul mandat. 2 deputați și un senator, da, ar fi destul. Ar fi destul. Dacă nu văd de la 7 parlamentari nimic, măcar să nu văd de la 3. Să nu le mai dăm banii, că banii de care beneficiază acești parlamentari, să știți că sunt o sumă destul de mare, iar în 4 ani de zile se strâng foarte mulți bani. Pentru un județ, să zicem, dacă ar aloca banii respectivi, s-ar putea face niște lucruri, s-ar putea renova niște școli, s-ar putea renova niște grădinițe, s-ar putea ajuta niște bătrâni, s-ar putea construi poate chiar și un bloc de locuințe sociale. Sau dacă e să adoptăm politica celor de la PSD. Dar pe ei interesează să aibă cât mai mulți reprezentanți care să fie acolo de fală și de fapt să fie gol pe dinăuntru domnul Măruță. Pentru că ei nu au nicio inițiativă. Nu au niciun fel de inițiativă. În afară de promisiunile pe care ni le aruncă 4 ani de zile și după aceea la dublu în campanie electorală, că atunci trebuie să spui că să promiți cât mai mult, în afară de lucrurile ăștia, nu vedem nicio realizare pentru județul Gorj până în momentul de față. Nici de la cei care sunt acum, nici de la cei care au fost înainte. Nu contează de la ce partid au fost. De la niciunii. Dar PSD-ul a avut tot timpul. Și aici puteți să recunoașteți domnul George. Dacă puteți să-mi spuneți și mie o mare realizare a vreunui deputat. Nu luăm pe Ponta, că a fost prim-ministrul României. Puteți să facă de 100 de ori mai mult. Să nu spuneți de stadion, care nici măcar ăla nu-i terminat. Da? În afară de ăla. Mai puteți să spuneți un parlamentar de la PSD care a făcut ceva de notorietate, notabil pentru județul Gorj. Da, domnul Weber, cu domnul Cărciumaru și domnul Iriza s-au zbut acum să treacă, să poată să aibă front de lucru pe zona. Și s-a deblocat domnul George, frontul de lucru. Se deblochează acum, se lucrează acolo. Păi s-a deblocat sau nu? Nu s-a se deblochează acum se lucrează. De câte luni s-a început, a fost de votată? De o săptămână au început să deblocheze. Nu, de când a fost votată acea lege. Că au trecut multe luni de atunci. Eu cred că au trecut vreo 6 luni. Mi-a cerut un exemplu, v-a dat un exemplu, da? Acum mai ține și de Iohannis să promulge anumite legi. Știți bine că anumiți parlamentari de prin opoziție n-au vrut să mai meargă minaitul din Gorj. Știți bine. N-ai rost să intrăm în detalii. Dar duc aminte de unul din opoziție care acum am opoziție și era liderul dumneavoastră și a zis am salvat și am dramau asta. N-are rost să intrăm în detalii că vă dezavantajează. Pentru că ați votat împotriva continuării activității din minerit. Cine? Partidul dumneavoastră. Care? Care? Nu știți în ce partid sunteți? PMP-ul? Da. În Parlament. Ia să vă uitați la voturi. Domnul George. Păi uitați-vă. Dacă sunteți curios, uitați-vă cum ați votat la vremea respectivă. Domnul George. Da. E absolut, asta nu știam. Este absolut
nu puțin, foarte puțin cu legea asta pentru județul Gorj. E foarte puțin pentru județul Gorj, ce am spus arăți aici. Deci este foarte puțin. Să nu uitați că în județul Gorj, domnul George, așa? Suntem peste 200.000 de oameni. Da? Da? Peste 200.000 de oameni care trăim aici, muncim, așa? Și ne facem familie în județul Gorj. Da. În afară de chestia asta cu frontul de lucru, ați mai făcut ceva, domnul George? S-a mai făcut, asta mi-a venit prima minte, acum că e de curând. Domnul George, uitați-vă la județul ăsta cum arată. Ați fost, legea, și dumneavoastră, ați fost și dumneavoastră prin județ, ați văzut și dumneavoastră care este o situație jalnică în tot Gorjul. Investitorii abia acum au apărut câțiva, 1-2, dar nu e necesar, adică nu este suficient pentru câți locuitori suntem noi în județul Gorj. Știți cât e șomajul în Gorj? Care e evoluția în ultimul timp? Vedeți că la șomaj, din ce știu eu, cei care au depășit o perioadă de când lucrează, nu mai sunt. De când nu lucrează, nu mai sunt acolo. Domnul Roveța, dumneavoastră știți, aveți cunoștință de faptul că nu se mai găsește forță de muncă în Gorj. Nu avem de unde să angajăm. Păi dacă e plătită pe 2 lei, dar dumneavoastră știți cum lucrează oamenii ăia de la investitorii care au venit acum? Cum stau 8 ore în picioare, fără să se miște? Credeți-mă că aia nu e o muncă ușoară. Stați un pic, ce relevanță are una? Eu am exemplu, mie mi-a dat exemplu o persoană. Păi și ce-i sfătuiți dumneavoastră pe oamenii aceia? Ca primit, domnul George, dumneavoastră ca partid, ar trebui, din ce știu eu, ar trebui să aveți, să fiți înclinați spre protecție socială. Protecția socială înseamnă și și dreptate la locul de muncă, domnul George. Nu, protecția socială e una, protecția muncii alta. Protecția socială include mai multe. Domnul include George, protecția socială? Include situația oamenilor în general. Păi și ceea ce se întâmplă la PSD-ul se implică în activitatea unui privat? Ca și doctrină, nu ca și definiție ce înseamnă protecția socială. Vă auziți ce spuneți? Credeți că Partidul Social Democrat intervine în activitatea unui... Nu, domnul George, legiferați, domnul George. Păi da, e legiferat, domnule, de-aia există un cod al muncii. Știți ce e codul, ce cuprinde codul muncii, da? Doamne, și ce ați făcut și cu codul muncii ăla anul trecut? A fost o nebunie. Ce am făcut, domnule? A fost o nebunie și când promitea Olguța că vor fi dublate toate salariile, că mi-au să răți aminte, vor fi dublate toate salariile până în 3.000 de lei. Dublate, domnule, toate salariile. Este o declarație publică, domnul George. Și ce treabă? Toate salariile. Vorbim de codul muncii. Ce treabă are codul muncii cu salariile, domnule? Ce treabă are? Ministrul muncii ce face? Își dă cu părerea așa despre ce se întâmplă? Ce treabă are, domne, ce treabă are codul muncii cu salariile? Păi codul muncii nu stabilește un salariu minim, domnul George? Nu stabilește, domne, dacă nu știați până acum. Bun, și cu codul muncii ce măsură ați făcut? Păi eu vă spun că dumneavoastră susțineți aberații pe cineva, nu mă crezurați. Acum cred că vă convinsărez, nu? Poate făcui și eu o greșeală, dar credeți-vă că știu să-mi asum. Să vă las așa în continuare. Dar nu se amintă cu Olguța, a zis sau nu a zis că dublează? Vă lăsam să continuați la aberația asta, a zis sau nu a zis? Dar lumea și de mine după aceea. Domnul George, a zis sau nu a zis? Ce să zic? Că dublează salariile până în 3.000, da sau nu? Până în 3.000? Până în 3.000 de lei, salariile care sunt în quantum până în 3.000 de lei vor fi dublate. A zis sau nu a zis? Nu, domnule, susțineți aberații. Deci n-a zis, nu? Uitați-vă în programul de guvernare al PSD-ului care spune că progresiv până în 2022 o să crească salariile. Eu cred că oamenii de acasă se pot uita foarte frumos pe internet și găsesc clipul exact la televizor când a declarat. Hai, dar eu vă spun exact în programul de guvernare la trecut. Lăsați programul de guvernare, domnul George, că știți cum e cu Biblie. Folosiți aia parcă ar fi Biblie. Domnul Roveța. Vedeți că nici măcar preoții nu fac tot ce scrie Biblie. Sunt în să vă răspund la niște aberații și nu... Păi nu e o aberație, domnul George, este un lucru real care s-a întâmplat. Să vă aduc pe calea bună. E un lucru real. În fine. Continuați. Da, am eu niște date pe care le-am scos acum. Să vi le propun, apropo de numărul de parlamentari, am făcut aici o paralelă. Statele Unite ale Americii, la o populație de 323 de milioane de locuitori, ultima cifră, are 588 de parlamentari, 100 în Senat și 435 în Camera Reprezentanților. România, în schimb, la o populație de 22,1, datele din 2018, știam că sunt mai puțin, dar uite o cifră nouă. Legat de populația României, 22,1 milioane, 410. Are 466 din câte am notat eu aici. Nu, că are atât parlamentari, da. Totul.
326 la Camera Deputaților și 134 la Senat. 134 la Senat, adică cu 34 mai mulți decât are Statele Unite ale Americii, senatori. Păi, dar ce-s domnul Statele Unite ale Americii pe lângă, România? Atenție aici, o diferență de 300 de milioane de locuitori. Bineînțeles. Și avem 100 mai puțin de parlamentari. Bineînțeles. Dar vreau să vă mai spun deci un calcul ceva... care l-am făcut despre meeting-ul PSD. Așa. Dacă au fost 300.000 de participanți, cum a zis domnul George, și a fost o medie, să zicem, de distanță până la sosirea în București, de undeva la 300 de kilometri, poate a fost mai mică. Dacă a fost la 200 de kilometri, media de distanță, să zicem ok. Dacă luăm numărul de autocar, 50 de oameni într-un autocar, știți cât s-a plătit pentru deplasare? Pentru cei 300.000? 18 milioane de lei noi. Dom'le, putea să fie miliarde. 18 milioane de lei noi. Dom'le, ce relevanță are? Împărțim la 4,65. Așa. Așa. Egal. 3.800.000 de euro. Atât bine. 3.800.000 de euro ați folosit dumneavoastră. Cum ați făcut dumneavoastră? Păi da. Simplu, am făcut. La o medie de 2-300 kilometri, autocarul costă 3.000 de lei. Putea să fie un miliard de euro, domnule. Ce relevanță are? Un miliard de euro? Putea să fie un miliard. Ce relevanță are? Am luat bani din buzunarul dumneavoastră sau din buzunarul? Dar de unde aveți, domnul George, bani? De unde are PSD bani, domnul George? Pentru o singură zi, dumneavoastră ați cheltuit 3.800.000 de euro. Pentru o singură zi. I-am cheltuit din buzunarul cuiva, chiar dacă e suma respectivă. De unde aveți? Dar de unde aveți că dumneavoastră aveți și datorii istorice? Deci dumneavoastră vă permiteți, PSD își permite, așa, să arunce pentru o manifestație de o singură zi 3.800.000 de euro. Câte salarii puteați să măriți? Câți oameni amărâți putea să ajutați? Nu mai susține, domnule. Păi, dar e foarte simplu. Păi, dar ce am luat bani de la bugetul de stat? Păi nu vă e rușine să-i spun atât de altceva? Păi, dar nu vă e rușine, domnule. Spuneți, eu nu pot să mă opun. Creșteți acum în sondaje. Domnul George, domnul George, dar dumneavoastră spuneți că vă este milă de oameni și că-i protejați și cheltuiți pentru o singură zi 3.800.000 de euro. Banii respectivi. 3.800.000 de euro. Incredibil. Putea să fie un miliard de euro. Un miliard de euro. Păi și atunci, deci și atunci une mai... Domnul George, mai bine făceați o fundație. Așa? Și prin fundația aia ajutați 100 de oameni. Nu, domnul George, îmi pare rău. Vă încerați foarte mult. Vă încerați foarte mult. Câți oameni au nevoie de operații și neapărat în țara asta, care le poate salva viața? Domnule, PSD-ul protejează oamenii care au, care au probleme de sănătate, nu pot să ajungă în spitale, nu pot să primească ajutorul necesar și dumneavoastră spargeți 3.800.000 de euro ca să vorbească liderii PSD în fața unor oameni care, din păcate pentru ei, mulți au fost aduși acolo fără să știe despre ce e vorba. Da, în fine, păcat de ei. Și rușine să vă fie dumneavoastră ca partid. Că v-ați folosit de niște oameni. Rușine dumneavoastră că insinuați că am luat bani din bugetul de stat. Dar n-am zis eu, dumneavoastră a spus chestia asta. Păi dumneavoastră, spus eu, a cheltuit 3.800.000 de euro. Da, domnule, eu cheltuiesc cât vreau, domnule, că sunt persoană fizică, nu, da? Nu, eu vreau să aduc în atenție că dacă v-ați păsat de cetățeni. Păi nu vreți să îmi țineți cont și pe ce cheltuiesc eu banii eu, George Gabriel. 3.800.000, nu mă interesează domnul George. Păi și atunci ce mă interesează, nici PSD-ul a cheltuit niște bani, da? Dacă sunteți pentru atenția cuiva, are cine să vă controleze? Nu vă controlez eu, nu-mi permit. Păi la fel de bine, da? Și PSD-ul este domnul George, controlului, da? Dacă sunteți cei care spuneți că vă pasă de oamenii amărâți și care au probleme în țara asta, domne, dar pe dumneavoastră vă interesează, nu vă interesează de sănătatea oamenilor, vă interesează că unii lideri politici au probleme. Faceți, domnul George, o fundație. Și pe asta. Faceți o fundație. Ca un discipul al lui Băsescu să ne dea o lecție acum. Nu vă dau nici... Dom'le, ați furat? Nu vă dau. Nu știați de capul vostru atunci. Domnul George, nu mă băgați pe mine într-o oală în care nu am făcut. Nu era cu PMV, cu Băsescu și cu voi. Domnul George, nu mă băgați într-o oală în care eu n-am făcut. Bani aceiași, oameni sunt toți. Deci oameni... Deci, cum sunt la PSD hoțul, care cheltuie 3.800.000 de euro într-o zi, nu am văzut în niciun partid să cheltui 3.800.000 de euro pentru o zi, când puteai fain frumos să faci o fundație. Și vreau să vă spun ceva, domnul George, vă mai spun ceva. Fundația aia va aducea mai multe voturi decât v-a adus deplasarea asta, domnul George. Dar dumneavoastră vă place propaganda. Nu vă place să faceți, domnule, bine oamenilor. Aveți un discurs de frustrat. Nu sunt frustrat. Ba rău de tot nu, frustrat. Domnul George. Nu vă așteptați la atâta... dumneavoastră, pentru că nu vă așteptați ca cineva să scoată în evidență suma
Păi și ce a scos? A scos o aberație în evidență. Dom'le, este suma pe... Să, și dacă e adevărată, deci, nu o însușim. Dom'le, da, am cheltuit-o pentru că... Haideți să vă întreb așa, ca o... Așa. Credeți că se puteau face multe lucruri bune pentru oameni cu banii ăștia? Da sau nu? Sunteți frustrat? Cum bine, cum frumos spuneați, că nu vă așteptați să fie atâta mare albă. A, nu, domnul George. Să știți că imaginele deci alea... Vreți să vă spun și care părerea despre imaginele respective? PSD-ul a făcut și o să facă... Și a fost o strategie foarte bine pusă la punct, pentru că dacă iei imagini din unghi, unde este atâta alb, așa? Nu se văd spațiile goale. Vai de mine. Dar nu mai... Până la urmă, n-are rost să intrăm în detalii. Sunteți și specialiști în cromatică, da. Domnul George, am ochi. Dumneavoastră, dacă aveți ochi, vedeți la fel de bine ca și mine. Și eu la fel de bine ca și dumneavoastră. Dar vă întreb altceva. Credeți că s-ar fi putut, credeți că ați fi putut ajuta cu 3.800.000 de euro o grămadă de români din țara asta care au probleme? Credeți sau nu? Spuneți, eu cred că spuneți în cadrul legal. Cadrul legal, o fundație, domnul George. Da, o fundație. O fundație care să fie promovată de către partid, care să cheme oameni de afaceri lângă partid. În fine, eu nu vreau să-i mai răspund. Oameni care sunt binevoitori, cetățeni care poate au venituri mai mari decât în ceilalți... Când vă trece frustrarea, să-mi spune și mie. Domnul George, eu nu v-am jignit, dar... Ce ar trebui să urmeze în vara aceasta, în toamnă? Că urmează și vacanță. Ce ar trebui să se întâmple în viața politică a județului? Dincolo de lupta asta cu justiție. Trebuie să intrăm în normalitate prin revocarea doamnei Chioveși. Ce treabă are asta cu venitul de zi cu zi, cu traiul de zi cu zi al omului, al românului? Are, domnul Măruță, are. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, când i-a mers României bine, se găsește câte unul, gen Băsescu, care are discipolul aici, câte unul ca Iohannis să curme toată dezvoltarea asta, sau toată linia asta pe care merge România, linia bună. Vă urmează să înțeleg și suspendarea domnului Iohannis. Dacă este nevoie, o să fie și suspendat, pentru că... Deci Băsescu nu mai este președinte din 2014, dar se pare că tot el împiedică PSD să-și ducă treburile. Are discipul ca dumneavoastră. Da, și eu, și eu cu puterea. Domnul George, nu mă jigniți, că pot să vă întreb și eu un lucru nu care jignire, nu... Jignire, nu e păi dacă sunt discipul de toată jena, m-a jignit direct pe mine. Nu este, că nu. Păi nu, asta v-am spus, că a spus unii aberații, dar puteam să vă spun ceva și mai urât, dar am zis să fiu elegant. Credeți-mă că am și eu cuvinte destule. Mai știu și niște cuvinte. Mă bucur că dar nu pot să le folosesc. Domnule Rovența, ce ne așteaptă în toamna aceasta? Că vara se cam pune o pauză și... Domnul Măruță, părerea mea este până în toamnă, cei de la PSD vor profita de vacanța parlamentară și vor încerca printr-o ordonanță de urgență să aducă niște modificări la legile justiției prin care Liviu Dragnea să scape de a doua condamnare. Pentru că a doua condamnare nu mai poate fi făcută, nu se mai poate da suspendare. Asta este. La următoarea, deci să zicem că la următoarea decizie acum pe 21, dacă i se va da condamnare lui Liviu Dragnea, în perioada de vacanță, că va fi și vacanță și judecătorească și parlamentară pe timpul verii, în această perioadă se vor folosi de guvern pentru a legifera, că este singurul organ care funcționează și în afara și în timpul vacanței parlamentare, vor da o ordonanță de urgență prin care Liviu Dragnea, acea parte din dosarul lui care îl învinuiește direct, să dispară, iar la următoarea prezentare în judecată, fapta nu mai există, fapta lui Liviu Dragnea nu mai există. Este nevoie doar de o secundă ca acea ordonanță să fie în vigoare. Pentru că legiuitorul va fi obligat să ia să se raporteze la legea mai favorabilă. Domnul Rovența spunea că ce ar fi putut să facă România cu 3.800.000 de euro care i-ar fi plătit PSD-ul pe transport și pe ce a mai plătit pe acolo. Așa. Dar ce ar fi putut să facă România cu zecile de milioane de euro pe care ar trebui să le plătească despăgubiri după sentințele date aiurea și despăgubiri date de CEDO? Zeci, poate chiar sute de milioane. Este o întrebare, nu trebuie să răspundeți, e o întrebare retorică. Păi, dacă e o întrebare retorică, atunci am pus și eu o întrebare retorică. Vă dați seama dacă au cheltuit într-o zi 3.800.000 de euro să aducă niște oameni pentru lucruri mult mai importante pentru ei, oare câți bani au cheltuit? Vă referiți la Elena Udrea? Nu, e tot retorică. Vă referiți la fabricile care au dispărut pe timpul PSD-ului?
Ce fapt i-au auzit pe timpul PSD-ului? Domnul George, cred că ați trăit în alt județ. Spuneți una. Cred că ați trăit în alt județ. Spuneți una că ați trăit pe timpul PSD-ului. Dar nu e nevoie, nici nu mă stresez. Păi nu le cunoașteți. Dar nu mă stresez. Nu vă interesa ce nu mă stresez să mă apuc acum să vi le enumăr. Păi atunci nu mai vorbiți. Nu vă mai certați că vă mai invit și în alte emisiuni aceeași formulă, să vedem dacă se mai limpezeți capele. Rămâne să ne reîntâlnim. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatori. Așadar, rămâne și dumneavoastră cu Tele 3 în mai bine.